fost de relaxare, pregătit pentru noua provocare? Nici n-am avut timp să mă relaxez, să fiu sincer, fiindcă pandemia asta nici n-am avut cum să plec, am vrut să plec în vacanță, n-am avut timp și a venit această ofertă care nu puteam să o refuz, este clubul unde eu am activat un an de zile, în Arabia Saudită, la Al-Shabaab și provocarea este foarte mare, este calificată în grupele Champions League, al Asiei, joacă semifinală de cupă cu Hilal, plus că este pe locul 4, cu 6 de a termina pe podiu. A durat mult negocierile sau imediat? Două, trei ore până am semnat actele, până nu... Nu, sunt oameni care mă cunosc, sunt oameni care am lucrat cu ei. Este, cred că, cel mai bun președinte din zona Golfului și este un om direct, un om care știe ce gândește și atunci ne-am înțeles imediat. Nu mai puteai să stai la 3 zile așa, să fii și inaugurarea în Giulești? Da, îmi pare rău. Îmi pare rău, îmi doream foarte mult să fiu și eu în tribunele stadionului, îmi doream foarte mult să iau parte la această ceremonie, la inaugurarea stadionului. Este stadionul unde eu am realizat performanțe ca jucător și dacă voi avea șansa să privesc această ceremonie, o voi face cu plăcere. Vreau să le transmit tuturor rapidiștilor să fie mândri că vor păși în casa lor nouă. N-am avut șansa asta, din păcate. Îmi doream foarte mult, dar sper să o fac în viitor, fiindcă cu siguranță Rapid este casa mea și odată și odată mă voi întoarce acasă. Dar pleci în casa lor? Pentru tot ce s-a întâmplat, contextul cu Adrian Mutu? Nu. Le doresc baftă chiar lui Mutu. Nu, n-am ce să... A fost de moment, eu nu sunt timp ranchiunos. La adresa lui Mutu eu n-am avut niciun fel de critic sau ceva de genul ăsta. Este antrenor, îi doresc. S-a iritat puțin. Dacă s-a iritat, să-și dea coalifie. Poate trece, nu e nicio problemă. Dar și fost greu de ales dacă era oferta asta din Arabia Saudită sau Banca Rapidului cu inaugurarea? Dar nu se pune problema în momentul de față. Eu mă duc să muncesc, trăiesc pentru fotbal. Nu mai se pune problema din punct de vedere material. Am spus-o la momentul respectiv, dacă vreți o mai repet încă o dată, cu mine Rapid un alu a legătura, nu s-au purtat niciun fel de negocieri, n-am fost întrebat de absolut nimic și atunci ce să fie greu? Între ce să aleg? Dar la trecutul ați luat pe Budescu, dumneavoastră acum vă gândiți la un jucător român? Nu știu, vom vedea, trebuie să ajung acolo. Îți dai seama, când îl am pe Eder Banega și îl antrenez pe Banega, Vieto, Vendiae de la Villarreal, ce să... Îți dai seama ce jucători mă duc să antrenez. Deci trebuie să fiu pregătit din toate punctele de vedere. Sunt bucuros că lucrez cu acela staff. De fapt, ei știau ce fel de staff am. Mi-au acceptat absolut tot staff-ul și atunci asta contează enorm. Având în vedere relațiile dintre noi, lucrăm de 7-8 ani împreună și îmi va fi mult mai ușor. De la echipa națională? Vom vedea. Shababu și anul ăsta a avut șanse la titlu, din păcate s-au îndepărtat acum. Cu siguranță președintele clubului mi-a promis că va face niște transferuri în vară și își dorește foarte mult să bată la campionat. Dar este de vreme. Sunt niște meciuri care le avem acum foarte repede și trebuie să mă gândesc la ceea ce urmează în scurtul timp pe care l-am, să pregătesc echipa și să câștig grupul, cum de altfel am făcut-o peste tot pe unde am fost. Nu, n-am vorbit. Am vorbit cu antrenorul de portar, cu Tuborica, care mi-a fost antrenor la CFR și chiar m-a pus în temă cu niște documente care trebuiesc la embarcarea pentru Doha. Echipa națională, ce speranțe aveți? Am încredere în Edi Iordănescu, am încredere, este un tip meticulos, un tip căruia îi lipsește experiența, cred că la nivelul ăsta, dar cu siguranță aveam nevoie de un suflu nou și după Mirera 2, cred că alegerea lui Edi este una de bun augur. Cine atinge? Se joacă. În momentul de față se joacă.